Creștinii ortodoxi și greco-catolici îi sărbătoresc astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Preoții de la bisericile din țara Făgărașului au oficiat slujbe în cinstea celor doi sfinți. La rândul lor, sute de credincioși făgărășeni au mers la biserică unde s-au rugat pentru sănătate și bunăstare în familie. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt recunoscuți în istorie pentru faptele deosebite făcute pentru creștinism. Sfântul Petru a fost cel mai important și mai înțelept apostol al lui Isus, iar Sfântul Pavel este cunoscut pentru epistolele sale despre dragoste. Cei doi au fost decapitați pe Muntele Vatican de împăratul Nero. Biserica noastră îi sărbătorește împreună pe 29 iunie, zi în care au fost martirizați. Locașul de cult din Șinca Veche poartă hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. De asemenea, în județul Brașov există peste 3700 de femei cu numele de Petra, Petronela, Petruța, Petrina, Pavelica și peste 11400 de bărbați cu numele de Petre, Petrică, Petrișor, Petronel sau Pavel.